Peste 730 de copii și tineri cu nevoi speciale vor fi susținuți prin a șasea ediție a programului MOL pentru sănătatea copiilor. Printre beneficiarii acestui proiect se numără și Asociația Prader-Willi. În edițiile precedente, compania a susținut cu aproape 1,5 milioane de lei proiecte care au ajutat 7300 de copii. Organizațiile non-profit și asociațiile care intenționează să deruleze proiecte de terapie prin artă și terapie emoțională pentru copii și tineri au depus 135 de dosare de înscriere până la data limită 20 decembrie 2014. În urma evaluării și jurizării au fost selectate pentru finanțare 19 proiecte, care urmează să fie derulate în perioada ianuarie-august 2015, fondurile alocate fiind de 300.000 de lei. Organizațiile selectate provin din București și din județele Alba, Bacău, Bistrița, Năsăud, Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iași, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Sibiu și Timiș. Printre domeniile în care vor fi derulate proiecte se numără terapia prin artă, meloterapie, ludoterapie, terapie prin dans, acvaterapie, stimulare senzorială, dramaterapie, terapie prin poveste, biblioterapie, legacy making, atelierele de teatru, terapie asistată de animale, terapie experiențială, respectiv reabilitarea psihosocială și dezvoltarea unor competențe. Din Sălaj a fost selectată pentru a primi finanțare Asociația Prader-Willi. Proiectul Art Rare, derulat de Asociația Prader-Willi România în anul 2014, a avut un succes în rândul beneficiarilor. În cadrul weekendurilor terapeutice se vor desfășura activități de terapie prin artă pentru copii și activități de instruire pentru părinți în vederea asigurării continuității activităților. Copiii cu dizabilități produse de boli rare au dificultăți în a comunica, a exprima ceea ce doresc și în a relaționa cu ceilalți membri ai comunității. Ei sunt adesea excluși din activități și grupuri deoarece se consideră că nu pot face față. Nu li se oferă oportunitatea de a participa la activități care să le dea încrederea în sine, sentimentul împlinirii, satisfacția unui lucru făcut cu propriile forțe, afirmă Dorica Dan, președintele Asociației Prader-Willi. Asociația Prader-Willi organizează weekenduri terapeutice la care participă și părinții celor 45 de copii incluși în proiectul din Zalău și împrejurimi, cu diverse dizabilități produse de borare și cu tulburări din spectrul autist.